Bucurie mare ieri în rândul jucătorilor de la AS Milkov, echipa de Liga 4-a, care a reușit să încheie actuala ediție de campionat pe primul loc, poziție ce îi conferă dreptul de a reprezenta județul la barajul de promovare în Liga 3-a. Elevii lui Ionuț Stache speră să-și ducă la îndeplinire obiectivul propus. O zi bucuroasă pentru noi, s-a terminat campionatul pentru noi, zic eu, suntem fericiți, am muncit să ajungem aici, acum sperăm să facem o figură frumoasă la baraj și sper eu să promovăm Liga 3. Am venit aici cu dorința de a câștiga campionatul. Când m-a sunat Tache, m-a rugat să vin să ne ajutăm reciproc. Terminasem contractul la Alexandria și am venit aici, mă bucur că e orașul meu care am avut atâtea satisfacții pe plan profesional. Sunt foarte fericit, e prima promovare din Liga 4, adică prima dată când sunt campion al județului, mă bucur, ne așteaptă o muncă mult mai grea, ce a fost acum mai de abia jumate, pentru că ne așteaptă două meciuri la baraj pe care sper să le câștigăm. Ieri a avut loc și o festivitate de premiere pe terenul sintetic de pe stadionul 1 Mai, acolo unde echipa slătineană și-a disputat jocurile din organizare proprie. Conducerea JF Olt a premiat gruparea AS Milkov pentru reușită. În urma unui campionat, zic eu, destul de disputat, cu 4-5 echipe bune acolo sus care s-au luptat pentru câștigare, a câștigat, cred, echipa cea mai bună, AS Milkov. Astăzi i-am premiat, este sărbătoarea lor și cred că cu toată suflarea fotbalistică din județul Olt le dorim succes și să ne reprezinte cu brio la barajul de promovare în Liga 3. Jocurile decisive de la baraj sunt programate a se disputa pe 17 și 24 iunie.